Autorii evrei au printat 3D o inimă în miniatură folosind țesut uman. Acesta este primul pas revoluționar dintr-un proces care, în 10 ani, poate însemna o șansă la viață pentru milioane de oameni. Nu vor mai aștepta după donatori, ci vor sta la coadă la imprimantă. Inima a fost prezentată jurnaliștilor de către cercetătorii Universității din Tel Aviv în timpul procesului de printare, ce a durat aproape 3 ore. De mărimea unei cireșe, organul este un embrion care trebuie să treacă acum printr-o nouă etapă ca să învețe să se comporte ca o inimă naturală. Celulele trebuie să-și formeze abilitatea de pompare. Ele pot în prezent să se contracte, însă avem nevoie ca ele să lucreze împreună, a explicat coordonatorul proiectului, profesorul Tal Dvir. Dacă vor reuși să realizeze asta, oamenii de știință vor să transplanteze inimile printate 3D la animale de talie mică, precum iepuri și șobolani, pentru a testa funcționarea lor. Speranța medicilor este că peste 10 ani vor exista imprimante de organe în cele mai bune spitale din întreaga lume, iar aceste proceduri să fie realizate în mod obișnuit.